În urma unui apel la numărul de urgență 112, s-a anunțat că un urs a rămas captiv într-un gard din Comuna Dragoslavele. S-a constituit o echipă de intervenție și la fața locului s-au deplasat jandarmii câmpulungeni, împreună cu un veterinar și reprezentanți ai Fundației Conservation Carpatia. Animalul a fost tranquilizat și scos din gardul de sârmă, fiind relocat pe fondul de vânătoare 20, Valea Bădenilor.